Iată. Vale. 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 Vale, scuza. Vale, ce ai? Amore, odorul meu, răspunde-mi. Sunt în zarul meu. Respiră, Vale. Micul Valentino suferă de o formă rară de astmă care îl condamnă la o viață petrecută prin spitale spre disperarea părinților săi. Scuzați, dă-vă. Scuzați, unde-i doctorița Morano? În cabinet, mulțumesc. Cum putem face? Ce putem face? Băiețelul nostru nu poate trăi sub un clopot de sticlă. Când, după o zi petrecută la mare, copilul pare în sfârșit să se simtă mai bine, familia ia o decizie pe cât de curajoasă, pe atât de contestată de cei din jur. Să construiască o barcă și să locuiască la bordul ei, în mijlocul apei. Dar pentru asta e nevoie de o sumă mare de bani. Cine să-i ajute? Duminică, seara târziu, urmărește un film bazat pe fapte reale. Băiatul și marea. Barca e aici, în aceste scânduri. Doar trebuie să o scoatem la lumină, ca pe o sculptură din marmură. Vă atenționăm că acest program nu este recomandat spre vizionare persoanelor care nu au atins vârsta de 12 ani. Ați vizionat episodul 1 al serialului Secretarul. Traducere Mariana Gabura, lectură Margareta Pânte și Valentin. Vă atenționăm că acest program nu este recomandat spre vizionare persoanelor care nu au atins vârsta de 12 ani. Vă atenționăm că acest program nu este recomandat spre vizionare persoanelor care nu au atins vârsta de 12 ani. Vă atenționăm că acest program nu este recomandat spre vizionare persoanelor care nu au atins vârsta de 12 ani. Vă atenționăm că acest program nu este recomandat spre vizionare persoanelor care nu au atins vârsta de 12 ani. În luna octombrie, la Moldova 1, începe un nou serial, Secretarul. O telenovelă colombiană din 2011, presărată cu mult umor, iubire și pasiune, condimentată cu puțină ură și gelozie și împletită cu multe situații surpriză, așa cum îi stă bine unei telenovele de succes. Eu, secretară, ce tot spuneți? Nu vă permiteți să mă aruncați contractul în față. Am eu aerul ca și o secretară. Nu, asta nu. Aș vrea să vorbesc cu domnișoara Antonia. Unde aș putea să o găsesc? În luna octombrie, la Moldova 1, vine Secretarul. Ei insistă să-i spună fetei totul. Pentru ce? Ca să vă scoată din închisoare. De mama ta nu-ți face griji. Chiar mâine mă ocup de asta. Pe ea o deranjează relația noastră. Consideră că te-aș duce de nas. Bărbații, în special, cei atât de fără vlagă precum ești tu, nu au nevoie de femei pentru a ști ce e suferință. E pentru dumneavoastră. Vă rog, acceptați aceste flori. În serialul Dora Destinul le încurcă pe toate atât de bine, încât nu mai poți să ghicești cum anume se vor rezolva toate. Să te iert? Pentru ce? Pentru că am acționat sub imbolul sentimentelor, Alejandro, și pentru că am fost egoist. Ce ai făcut ca ea să nu vină la biserică? I-am spus,
că îi voi lua copilul. De luni până vineri, în fiecare zi după miezul nopții, află ce pericole o pândesc pe Dora. Ești un ticălos. Mersi. Știi că ești un băiat simpatic? Noi, cei de la birou, credeam că ești un pămpăleu și un neisprăvit. Să punem punct aici, deja mă simt genat. Când ești secretar, e bine să cunoști gusturile șefilor. Nu știam că ești la curent cu semnificația acestor pietre. Da, un pic. E cel mai frumos dintre toate cadourile tale, Felix. Știu cum să te uimesc. Sunt capabil de multe surprize. Ești scutit de multe probleme. Arătați foarte bine împreună. Sper să fiți fericiți. Da? Ar trebui să vorbim. Lorena m-a saltat ieri cu întrebări. A trebuit să-i mentez multe și să zic că logodnica mea este Antonia. O durea capul și a plecat. Sâmbătă seara, cadouri deosebite și o zi de naștere de neuitat în serialul Secretarul. Felix nu s-ar fi gândit niciodată să-mi dăruiască un inel cu turcoază, cu atât mai puțin să afle care este piatra mea zodiacală. Dumneavoastră ați cumpărat inelul cu turcoază. Medicina dispune de tot ce este necesar pentru tratamentul eficient al tuberculozei. Dar cel mai important este dorința pacientului de a se trata. Adresați-vă la timp la medic. Nu așteptați până va fi prea târziu. Tuberculoza este tratabilă. Dacă tușești mai mult de 3 săptămâni, adresează-te la medic. Vă atenționăm că acest program nu este recomandat spre vizionare persoanelor care nu au atins vârsta de 12 ani. În noile scutece Evie Baby sunt cel mai fericit. Navighez peste tot și hop, încep să merg. Oh, puțină apă, chiar la timp. Dar nu vă faceți griji. Recent i-am spus mamei că cu Evie Baby sunt cel mai fericit. Noile scutece Evie Baby ultra subțiri conferă bebelușilor confort. Noile Evie Baby, confortabil ca în vis. Partenerul prezentării Evie Baby, confortabil ca în vis. Lui 13. Traducerea Mariana Gabura, lectura Margareta Pântea și Valentin Zorilă. Partenerul prezentării Bingo. Traducerea Tatiana Florea, lectura Margareta Pântea și Valentin Zorilă. Numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Traducerea și adaptarea Inga Coroban. Lectura Margareta Pânte și Valentin Zorilă. Ringstar a mai adăugat în colecția sa noi nume de copii talentați. Acești copii talentați au mai făcut un pas spre visul lor. Iar noi avem un singur scop. Să-i ajutăm să-și împlinească visul. Adică să devină artiști adevărați. Motoul lor este: muzica va salva lumea. Vino în fiecare zi de duminică la Moldova 1 să descoperim și să scriem istoria împreună. Prin istorie spre victorie, o emisiune concurs pentru elevii din clasa 5-a 12 și profesorii lor.
în săptămâna aceasta în serialul A doua șansă. Am fost operată. Mi s-a implantat o proteză electronică. Află adevărul despre tatălui Luca. Ți-ai găsit tatăl? E în viață? Nu lăsa îndoielile să-ți destrugă viața. Nu am îndoiele. Doar vreau să demonstrez lui Mark că se înșală. Pur și simplu ai încredere, atât. Vezi ce surpriză ne pregătește Samira. Ești bolnavă? Sunt însărcinată. Și ce decizii importante pentru agenția de publicitate ia Leticia? Dacă nu ai nimic să-mi spui, plec. Rămâi. De marți până vineri, schimbări spectaculoase în ultimele episoade ale serialului A doua șansă. Mobi îți aduce povestea de seară. Teatrul Eugen Ionescu prezintă Fotografi și clovni invizibili. Povestea unei trădări. Clișee și parodii cu participarea extraordinară a magicianului Gary Cosma. Un spectacol experimental de Val Butnaru. 8, 9, 10 februarie, ora 18:00. Adresa: Bulevard Grigore Vieru 11. Telefon: 233833. Detalii: www.tei.md. Проблемы с мочеиспусканием? Простамол Уно. Эффективный препарат двойного действия, который замедляет рост простаты и нормализует мочеиспускание. Теперь меня не остановить. Разве что для удовольствия. Простамол Уно. Мужское дело, мужское лекарство. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов, обращайтесь к врачу или фармацевту. Și energici, rapizi. Nouă nu ne rămâne decât să-i lăsăm să descopere lumea, ferindu-i în același timp de pericole. Ascultă sfatul medicilor. Recomandările psihologilor. Preia din experiența altor familii în emisiunea Părinți și Copii, în fiecare sâmbătă, la ora 10:30, doar la Moldova 1. Familia mea mă iubește necondiționat. Mă ceartă, mă iartă și îmi dă puteri să merg înainte. În fiecare sâmbătă seara, învăț din experiența invitaților mei cum să am o familie fericită. Iubește ceea ce ai în preajmă, pentru ca să poți fi cu adevărat fericit. Cântecele ei ajung cu ușurință la inimile spectatorilor. Noi aici ne petrecem, la 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 la. Smărândiță din zăvoi, vino seara pe la noi. Hai cu serva lincile, la 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 la. Viața-i cu bune și rele, cum sunt și zilele mele. Viața ei e numai iubirea și a făcut o înțelegere cu anii. Ești iubirea și dragostea mea. Acest film poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Traducerea Tatiana Florea, lectura Margareta Pânte și Valentin Zorilă. Cântecele ei ajung cu ușurință la inimile spectatorilor. Noi aici ne petrecem, la 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 la. Smărândiță din zăvoi, vino seara pe la noi. Hai cu serva lincile, la 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 la. Viața-i cu bune și rele, cum sunt și zilele mele.
viața ei. E numai iubirea și a făcut o înțelegere cu anii. Ești iubirea și dragostea mea. Roada vieții se învârtește, suntem două primaveri. Noaptea primului sărut. Anișoara Puică, într-un concert live la Moldova 1, sâmbătă 9 februarie. Trăiesc, iubesc cu toată inima. Ringstar a mai adăugat în colecția sa noi nume de copii talentați. Acești copii talentați au mai făcut un pas spre visul lor. Iar noi avem un singur scop: să-i ajutăm să-și împlinească visul. Adică să devină artiști adevărați. Motoul lor este: muzica va salva lumea. Vino în fiecare zi de duminică la Moldova 1 să descoperim și să scriem istoria împreună. Prin istorie spre victorie, o emisiune concurs pentru elevii din clasa 5-a 12 și profesorii lor. Данный препарат отпускается без рецепта врача. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Teatrul Eugen Ionescu prezintă Fotografi și clovni invizibili. Povestea unei trădări. Clișee și parodii cu participarea extraordinară a magicianului Gary Cosma. Un spectacol experimental de Val Butnaru. 8, 9, 10 februarie, ora 18:00. Adresa: Bulevard Grigore Vieru 11. Telefon: 233833. Detalii: www.tei.md. Mobi îți aduce povestea de seară. Ține pasul cu Europa. Fii la curent cu ultimele știri din politică, economie, cultură și societate. Urmărind la Moldova 1 programele oferite de Deutsche Welle, Eurovox, Arts 21, Drumeții, Global 3000 și Euromax. Familia mea mă iubește necondiționat. Mă ceartă, mă iartă și îmi dă puteri să merg înainte. În fiecare sâmbătă seara învăț din experiența invitaților mei cum să am o familie fericită. Iubește ceea ce ai în preajmă, pentru ca să poți fi cu adevărat fericit. Traducerea Tania Levinsky, lectura Margareta Pânte și Valentin Zorilă. Ei radiază de frumusețe, ei își trăiesc frumos viața și ei probabil știu secretul tinereții fără bătrânețe. Pot să vă mărturisesc că eu nici nu știam cine este tatăl Liliani și mama Liliani. Am aflat numai când am deschis ușa. Suntem părinți tineri, nu știu, spre bucuria ei sau... spre bucuria noastră, cu siguranță. Mă regăsesc aici, în primul rând, din cauza oamenilor care mă înconjoară. Mă regăseam acolo din cauza mediului nebun și ritmului nebun de viață.
pe planul secundar, când ploile apar. Moldova 1 te invită sâmbătă, 9 februarie, ora 13:00, la derbiul campionatului național de volei, Dinamo Chișinău, Speranța Vulcănești. Transmisiune în direct de la sala Dinamo. Basketul revine la Moldova 1. Duminică, 10 februarie, ora 16:00, etapa campionatului național la basket masculin, Don Basket USM. Transmisiune în direct de la sala USM. În fiecare zi de marți, la ora 21 și 25 de minute, vă invităm la Dialog Social, o emisiune în care va fi auzită vocea ta, unde te poți consulta și informa pentru a afla tot ce trebuie să știi despre drepturile tale la o muncă decentă. Găsit și astăzi venim cu informații utile din domeniul economic. Guvernul a prelungit perioada de implementare a programului de atragere a remitenților în economie, pare 1 plus 1 până în anul 2015. În acest an, pentru implementarea programului, este prevăzută alocarea 32 milioane de lei, cu 50% mai mult decât suma alocată în 2 ani. Pe parcursul derulării programului au fost încheiate 100. Ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Parfumul magic și seducător al noului detergent Bingo Star și Bingo Starry Night creează o senzație tentantă încât și parfumul explodează din gelozie. Noul detergent Bingo. Parfumul explodează din gelozie. Noul detergent Bingo. Parfumul explodează din gelozie. Compania Teleradio Moldova este gazda unui nou eveniment cultural. Mihai Ciobanu împlinește 60 de ani. Alături de el vor fi prietenii lui dragi, discipolii și admiratorii. Să-l sărbătorim împreună cu întreg neamul și să-i spunem la mulți ani într-un spectacol omagial în direct la Moldova 1 și Radio Moldova, marți seara la ora 21 și 25 de minute. Frumos și curați ca lacrima, așa mi-au fost anii de cândva. Acest film poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Parfumul magic și seducător al noului detergent Bingo Star și Bingo Starry Night creează o senzație tentantă încât și parfumul explodează din gelozie. Noul detergent Bingo. Parfumul explodează din gelozie. Noul detergent Bingo. Parfumul explodează din gelozie. Noul detergent Bingo. Parfumul explodează din gelozie. Atunci când intră în scenă, are un singur gând: să nu se împiedice. Iar din momentul în care începe să cânte, uită de toate. Muzica o împlinește. A visat să ajungă la Vocea României.
și a reușit. Ne-a ținut cu răsuflarea întretăiată la fiecare evoluție. Acum lucrează mult pentru a se lansa în România și pentru a se face bine cunoscută în Republica Moldova. Nicoleta Gavriliță este invitată a Ilonei Spătaru la un sfert de vorbă. Joi, 21 februarie, ora 22:45. Emisiunea vă este oferită de marca comercială Vito One. Iluminare economă. Becurile econome Vito One. Когда кашляешь, прими бромгексин Берлин Хими. Ei sunt o familie. Lia visează la un violoncel. Claudia și Ilie își doresc jucării. Ecaterina o canapea nouă, Larisa un computer, iar Svetlana un cuptor cu microunde. Ei toți visează să aibă parte de sărbători adevărate. Să aducem Crăciunul în casele familiilor cu mulți copii care au nevoie de ajutor. Expediați SMS la numărul scurt 7474 și donați 8 lei, iar Fundația Orange va dubla suma. Proiect inițiat de Fundația Orange în parteneriat cu Teleradio Moldova. Este despre tine și doar cu tine. În fiecare seară, de luni până joi, ora 19:55. Compania Teleradio Moldova dă start celui mai așteptat și mai privit concurs de muzică din țară. Selecția națională Eurovision 2012. Dacă poți cânta live și ai o piesă muzicală foarte bună, înscrii-te în concurs. Adresa Chișinău, strada Miorița 1, Casa Radio. Iar pentru detalii, accesează site-ul trm.md. Radial Plus activează de 15 ani în sfera producerii elementelor din beton și vă propune soluții optime în construcții. Planșee unicale din blocuri din cheramzii și grinzi armate. O soluție fără alternativă în realizarea planșeului între nivele. Nu necesită implicarea macaralei, montarea se efectuează manual, izolarea termică și fonică impecabilă, trainic, rapid și ușor. Tuburi pentru fântâni de o calitate înaltă, multiple diametre, garduri ornamentate, cea mai mare colecție de modele de pe piața Moldovei. Elemente de decor pentru amenajarea ogrezilor, parcurilor, spațiilor de agrement. Nou, pentru prima dată în Moldova, pavaj presat cu pietriș spălat. O tehnologie nouă europeană. Aspectul estetic excepțional, nu-l unică, se montează ușor. Este pavajul pavajelor. Este cel mai bun produs pentru acoperirea trotuarelor, ogrezilor și carosabililor. Radial Plus, prietenul tău în construcții. Sună la 411-345 și beneficiază de reduceri de... Dragi compatrioți, suntem în perioada celor mai frumoase sărbători, care îmbină tradiția populară, valorile creștine și speranța într-un viitor mai bun. Eu vă doresc ca sărbătorile să vă ofere mai multă fericire, iar anul nou să aducă bucurii celor apropiați, pace în familie și împliniri personale. Vreau ca acum, când toată lumea își pune dorințe, să avem un gând bun și pentru Moldova. Țara are nevoie de oameni de încredere, creștere economică, stabilitate politică. La mulți ani! Crăciun fericit! Spitalul de psihiatrie din Bălți vă pune la dispoziție tehnologii noi în tratarea copiilor cu dereglări motorice și handicap. Aici vă stau la dispoziție profesionismul cadrelor medicale, precum și sala senzorială, două săli de gimnastică de reabilitare și kinetoterapie, secția balneară, două săli de masaj, trei cabinete logopedice. Adresa noastră, Bălți, strada Gagarin 114, telefon 24321, prefix 231. Din 20 decembrie, Biblioteca Adevărul vine cu o captivantă colecție de cărți, Aventura, Oliver Twist, Tom Sawyer și altele, la doar 39 de lei, numai împreună cu ziarul Adevărul. Compania Teleradio Moldova dă start celui mai așteptat și mai privit concurs de muzică din țară. Selecția națională Eurovision 2012. Dacă poți cânta live și ai o piesă muzicală foarte bună, înscrii-te în concurs. Adresa Chișinău, strada Miorița 1, Casa Radio. Iar pentru detalii, accesează site-ul trm.md.